puro 2 anni decisi legale né statutari și apariții televizate ale fostului președinte Vadim. Există Deci nu puteți să există riscul care dacă litigiul acesta trenează să nu vă puteți prezenta la alegeri? Ne prezentăm la alegeri. Nu există riscul acesta, dar e păcat să ne pierdem și noi vremea, să-și pierdă vremea și instanțele cu o cerere de intervenție care e făcută numai ca să tulbure apele. Deci, foarte simplu este pentru dânsul să-și retragă cererea de intervenție la tribunal și are șanse la anul, are un atu pentru a fi reprimit în partid. Dar la acesta este necesar să se mai adauge câteva lucruri. Respectiv, să ceară scuze publice la toți membrii PRM-ului pe care i-a calomniat și insultat. Fiind un creștin practicant și acum în postul Sfintei Mărie, are șansa și poate să facă o faptă creștinească, să ceară scuze publice la toți colegii pe care i-a insultat și calomniat, inclusiv subsemnatului. Păi, el zice că e creștin practicant, dacă are frică de Dumnezeu, o face. Apoi, este necesar